Consiliul Raional Strășeni a achiziționat o auto specială pentru intervenții în cazul incendiilor pentru secția Situații Excepționale. După mai bine de 6 luni de tratative, auto specială a ajuns în sfârșit la Strășeni, iar de 2 zile aceasta a intrat în servan de luptă. Anul fabricării autospecialei de model Iveco Magirus este 1983, fapt ce nu permite înmatricularea automobilului conform legislației în vigoare. A fost necesar de pregătit un proiect de lege pentru autospeciala dată, ceea ce s-a făcut și respectiv a durat un termen foarte îndelungat până legea dată a fost aprobată și respectiv am adus autospeciala în Strășeni. Conform șefului direcției Situații Excepționale, autospeciala se află într-o stare ideală, inclusiv toate aparatele specializate atașate de ea, și este mai eficientă decât autospeciala de tip rusesc. Este o diferență mare. În primul rând, capacitatea cisternei este puțin mai mare ca la autospeciala de fabricație rusească, respectiv pompa este mai ușor de manevrat cu ea, mai repede se pornesc toate agregatele. Cisterna este dintr-un material antioxidant, respectiv toate, adică consumul de combustibil este aproape în două redus la autospeciala dată, adică vom face economii la maximum. Aici se găsește utilajul de descarcerare. Sunt farcile, extensor, intrat, pompă manuală și da, este lampa pentru căutare sinistraților timp de noapte. Pompierii spun că e mult mai bine să lucrezi cu o tehnică mai performantă. Desigur, îmi faci plăcere pentru că acționăm operativ și avem utilaj care putem să repede să stingem incendiuri. Autospeciala va fi pusă în utilizare din momentul perfectării actelor.